Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța, în colaborare cu Fundația Smurd, derulează în această perioadă o campanie de informare a cetățenilor județului cu privire la posibilitatea direcționării a 2% din impozitul pe venit pentru susținerea activității Smurd. Astăzi, reprezentanții Smurd au ajuns la Cernavodă, unde zeci de persoane au fost de acord să direcționeze 2% din impozitul pe care îl plătesc statului. În această perioadă, Dobrogea, în colaborare cu Fundația Smord, derulează o campanie prin care orice contribuabil poate redirecționa 2% din impozitul pe venit plătit statului pentru a sprijini activitatea fundației. Printre orașele care se desfășoară această campanie se numără și Cernavodă, unde au poposit astăzi mai mulți reprezentanți Smord. Este o campanie la nivel de județ a Inspectoratului pentru Situații de Urgență în legătură cu redirecționarea impozitului de 2% pe profit pe venit, pe anul 2013. Către... către smurt. Cum au primit oamenii această veste? Funcționarii din primărie au început să completeze formularele? Da, suntem de 5 minute aici, deja am completat câteva, oamenii sunt interesați, vor să ne ajute, vor să colaboreze cu noi. Cernavodenii s-au arătat deschiși aceste inițiative și dispuși să sprijine activitatea smurt. Mulți au fost de acord să completeze un formular prin care și-au dat acordul ca cei 2% din 16 cât reprezintă impozitul pe venit să fie dirijați către această fundație. Am o părere foarte bună, în general, despre zmurd, pentru toate acțiunile care le fac okay. și așa, și cum se străduie să ajută oamenii. Ți dona, de exemplu, dumneavoastră, cei 2% A, din impozit mea, pentru... mea care o am, 5 milioane, am donat nu numai pentru zmurd, am donat și pentru alții, și pentru alții... Și... Da, da, fac. Ajută populația, ajută când sunt chemați, îi solicităm bine, la timp. Și ar putea lumea, ar trebui să doneze acei bani ca să-i ajute în acțiunile lor? Da, ar trebui. Ar trebui, ar trebui da. Mult concret, ar trebui pentru că asta este. Avem nevoie de fond. Avem, da. Cu fondurile pe care Constanțenii le direcționează către Smurt se vor achiziționa echipamente individuale de protecție, de intervenție, aparatură medicală sau vor fi finanțate proiecte destinate funcționării eficiente a Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare.